Nu este esențial numai să fie condamnați, ci trebuie recuperat și prejudiciul făcut statului, este de părere europarlamentarul român Norica Nicolai. Aș vrea să se uite toți la ceea ce se întâmplă cu recuperarea prejudiciilor. Din 1994 încoace, când am avut un prim caz puternic, 70 de milioane sustrase de la BRD de Bivolaru, n-a recuperat un leu. Din 1994 încoace, poporul ăsta plătește prejudicii și se uită la spectacolul pe care îl oferă unul sau altul, demnitar ai statului, la pușcărie. Mă interesează totuși ca banii să se întoarcă în buget, pentru că pot să vă spun că a devenit mai atractivă pentru unii încălcarea legii în România decât respectarea lor, prin încălcarea legii făcându-se averi care, cu siguranță, după ce se întorc din detenție, le valorifică într-un mod foarte util. Nicolae a subliniat faptul că nu trebuie privit ca la un spectacol realizarea actului de justiție. Asta mă face să cred, și o spun ca jurist, că de fapt legea este facultativă pentru mulți și asta este un lucru foarte grav pentru societate, pentru că cetățeanul simplu care are o problemă în justiție, nu neapărat de tipul ăsta, are pur și simplu o revendicare și stă 15 ani în justiție și nu-și capătă drepturile, la ala nu se gândește nimeni. În schimb, privim la justiție, la realizarea actului de justiție, ca la un spectacol. Vorbind despre spectacolul care se face atunci când este vorba despre o posibilă încălcare a legii, Norica Nicolai a făcut referire la cazul Radu Mazăre.